Vali, vino în cameră, Vali. Vă puneți-i oglindă. Hai, Vali. Vino în cameră, că așa discuție am avut-o și eu cât ai timp, ai stat tu, asta și eu cu Maria, tot singur și n-a fost oricum ok. Cumva. Bă, dar nu se întâmplă, mă, nimic și nici nu mă lasă să explic nimic. Nu se întâmplă nimic, nu ajung la nicio concluzie, nimic. Deci se dea un șar, ce comandă-se. Ce pui mi-e atâta stres? Lăsați ușa închisă, vă rugăm. Să n-are, mă, nicio treabă, mă, frate. Numai nu știu ce pui mi-e să întâmplă câteva zile cu fata. Am avut o discuție aprinsă cu Maria. Nici nu înțeleg de ce și cum și... S-a supărat. E supărată. Să mor, vor să, ce, să facem chestii pe aici, să nu mă bag în pat, să arăt că mă simt nu știu ce, după ce nu mă lasă nici măcar să ajung la o concluzie cu fata asta. Oricum e super greu, frate, nu înțeleg, mi-a fost în viața mea atât de greu să vorbesc cu o fată și nu, nici măcar nu suntem împreună, în puii mei. Și mai ales că vreau să ajung și eu la o dată la o concluzie cu fata asta, zic, bine mă, frate, hai, și Maria și toată lumea e de părere că noi n-aveam absolut nicio treabă. Bun, perfect. Păi, tot încercam să clarific niște chestii din care s-au întâmplat din trecut cu ea, nici măcar n-am ajuns la subiectul discuția cu Maria. Păi, te interesa trecutul sau acum prezentul, ce să discut acolo și... Trecut, ce se tot întâmplă, nici n-am ajuns la treaba asta, dimpotrivă, vorbit cu ea că părea că am stabilit împreună că nu de niciun băiat din casă. Și ai vorbit asta? Acum... Acum nici nu mi-a răspuns nimic, adică n-am ce vrea să zic, nu mi-a confirmat chestia asta. Ai întrebat-o chestia asta? N-am mai întrebat-o, i-am zis, băi, la ultima discuție... Dacă n-ai întrebat-o, de unde știi? La ultima... Băi, lasă-mă și tu, frate, și tu, nici tu nu mă las să vorbesc. Zi. I-am zis că părea că atunci când mi-ai răspuns că nu mai ești interesat de nimeni. Așa. Acum nu mi-a mai zis. Deci ai spus că părea că atunci mi-ai răspuns, asta ai spus ei, fix cuvintele astea? Da. Părea că nu mai ești interesată de nimeni și ea n-a zis nimic. Da. Deci cum să interpretezi chestia asta? Ea o să-și amare țeapă dacă se gândește că o să la Bogdan vreun pic, pentru că Bogdan, din ce am văzut noi aseară și dacă veneai și tu în cameră cu noi, ți-ai fi dat seama că nici măcar 1% nu-i atent spre ea. Deocamdată. Deocamdată? Nu știu, frate, n-am ajuns la nicio concluzie cu fata asta. Dar absolut nicio concluzie. Încerc să-i explic niște chestii, îmi spune că nu interpretez eu lucrurile cum ar trebui și că ar trebui să văd lucrurile și din perspectiva ei, că eu am fost nu știu ce schimbător, bla bla bla, chestii. Da, am înțeles și a fost material, am înțeles asta. Dar cumva ți-am zis că trebuie să dai de înțeles că... Păi și încerc să dă. Nu e vorba dacă eu sunt interesat sau nu de alte fete. Nu-ți folosești cuvintele corect. Nici nu știu ce folosesc, eu încerc să explic niște chestii, după aia îmi spune că mă învârt în jurul cozii sau că bla bla bla. Da, mă, fi clar. Băi, femeie, băi, fată, dacă ar veni Alina înapoi, n-am ce treabă, nu vreau să fiu cu ea, mi-a părut rău că m-am apropiat puțin de ea și că am și o suflet. Dar nu vreau să am mai mult și vreau cu tine mai mult. Dacă tu nu-ți găsești cuvintele potrivite, ea nu o să înțeleagă ce. Dar nu-i vorba de asta, din potrivă, ea zice, tot spune că nu știu ce sunt de întrebare legate de mine, nu de ce mă interesează sau nu pe mine. Eu i-am spus, e clar, băi, fată, eu sunt aici nu ca să fiu analizat din toate punctele de vedere, eu sunt aici ca să mă bucur de faptul că încerc să cunosc pe cineva, sunt aici să mă îndrăgostesc de tine în momentul ăsta, pentru că cam despre asta e vorba, asta am venit aici să fac. Nu-mi iese treaba cu nevăzătorii absolut deloc și între timp a intrat un scenariu și de atunci vreau să te cunosc și vreau să mă îndrăgostesc de tine. Dar îmi faci misiunea foarte grea. Nu mai înțeleg nimic, nu mai știu cum să reacționez, ce să fac, sunt pe lângă tine și văd că de fiecare dată când vorbești cu altcineva, cu fată, băiat, ce o fi, te distrești, te simți mult mai bine decât când ești pe lângă mine. Ce pui mei înseamnă asta? Nu știu, eu să mă duc să azi la cameră, că oricum poate să-și ia la revedere de la orice înseamnă gestul de la mine, o să stau într-un colț și poate să mă bipăie până când să dea amenzi și ce vor ei. Dacă mai fac treaba asta, sar gardul și îmi iau singur penalizare să fiu dat afară de jigat. Așadar, pe final de săptămână ne vom lua rămas bun de la unul dintre băieții din casa Mireasa. În același timp... aș face așa o paralelă între ce s-a întâmplat joia trecută și ce se întâmplă joia asta, pentru că joia trecută, brusc am avut 4 cupluri odată? Da. Nu? Așa, dacă stau eu bine să-mi aduc aminte. 4 cupluri deodată au fost formate. Și din câte ne-a zis Alina, fetele au fost cele care au forțat, au forjat ca să se întâmple toate aceste evenimente. Săptămâna asta, băieții sunt cei vizați. Și acum, nu știu ce să zic, dar mi se pare că și băieții încearcă să se pună la adăpost. Da, eu cred că niciun băiat nu-și dorește să fie eliminat. Niciun băiat nu-și dorește să fie eliminat. Alina, după opinia ta, cine crezi că va fi eliminat? N-aș putea să fac pronosticuri, nu știu, dar...
Depinde, nu știu, depinde de voturi, nu n-aș putea să-mi dau cu părerea în privința asta. Cine ar merita să plece? Nici asta n-aș putea să spun. Pentru că băieții oarecum au demonstrat că sunt mult mai liniștiți decât fetele și că nu sunt chiar atât de terorizați de teama eliminării, așa că ar merita. Pentru că n-au fost puși în situația de a fi, poate și asta, da, eliminați. Adică știi cum e, ți-e călduț, ți-e bine până când vine nota de plată. Eu cred că ar fi vizat Valentin, pentru că el are mereu discuții cu Ana Maria și la un moment dat chiar a spus că n-are niciun rost, vrea să fie cu ea, dar ea parcă nu vrea să fie cu el. Deci păi cam așa e, că nu vrea să, da, fie cu el. Exact, mai mult cu sunt probleme între ei. Pe material pare că Ana e bulversată din cauza mea, dar nu e din cauza mea, e bulversată din cauza lui Bogdan, pentru că încă mai speră, probabil. Cam toate fetele speră că Bogdan a intrat pentru ele, dar Bogdan înțeleg că este singurul care nu este vizat de problema asta a eliminării. Da, el are imunitate. El are imunitate săptămâna dar aceasta. Dar voturile băieților oricum nu are nimic de a face dacă Valentin ar fi în cuplu cu Ana Maria și el pe ultimul loc pleacă. Sau dacă nu e cu Ana Maria și eu pe ultimul loc, tot pleacă. Deci nu are nicio legătură ca băieții să-și facă cuplu, Valentin, să facă aceeași chestie ca fetele. Voia să facă relații cu Alina, da? Doar cu ea din emisiune. Nu, 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 cu Ana Maria. Cu Ana Maria, mă scuze. Tu vorbești de Alina noastră? Da. A. Voia înainte să o cunoască pe... Înainte Ana de, Ana Maria... Bun. O, tăma, dacă eu plecat și o concert acum, că stai să vezi că ea a plecat și nu a fost bună atunci pentru el, și nici Ana Maria, da, deci să mai stai în casă? Eu nu înțeleg, adică, pe bunii. Altă fată nu cred că momentan ar fi acolo aptă pentru el, părerea, da, mea. Diana, acum noi am mai discutat despre lucrurile astea. Știi cum e? Stai în... Ești prieten într-o gașcă cu cineva și la un moment dat, op, cum îți cade cu tronc... Stai, până la un moment dat când ai un scop. Dacă nu-ți împlinești scopul ăla, la un moment dat te obosești, te plictisești și pleci. Când ai de ce să mai stai ca... Dar eu o să mai intre și alte. El mai speră că mai intră și alte fete pentru el, bineînțeles. Dar și eu mă pot gândi și despre Ana Maria, că a avut o strategie, da, să se combine cu Valentin, ca să stină locul cald până la intrarea... Dar nu s-a combinat cu el. Păi eu vorbeam și făceam o paralelă între ce s-a întâmplat joia trecută și ce se întâmplă joia asta, când deja s-a aflat că se vor face eliminări de băieți. Și atunci, dacă totul a fost cald și frumos, dacă toată lumea a fost bine dispusă... O să se agite de acum. O să se... Mult mai mult o să agite băieții. Valentin deja cam grăbește lucrurile ca să fie la adăpost de eliminare. Adică tu crezi că Valentin joacă pe aceeași carte cum au jucat și fetele săptămâna trecută? Nu neapărat, dar pe acolo undeva. Pentru că cam grăbește lucrurile acum. Până acum nu le-a grăbit. Dar hai să, hai să ne întoarcem un pic. Dacă ar fi să fie așa cum spunem noi, băieții au fost un fel de păpuși cu ațe pe care fetele i-au manevrat săptămâna trecută. Eu zic că sunt maturi, nu au 20 de ani acolo. Ba da, au și 20 de ani. Maturi acolo, nu sunt hotărâți deloc băieții. Ok. Băieții știți afară că vin alții. Și la fel și la fete. Să iasă fetele care nu s-așa, vin alții. Sau, nu știu, domnilor, să-mi răspundeți voi, că voi de obicei faceți niște lucruri și abia după aceea gândiți, știți? Voi vă duceți cu capul înainte, exact, și după aceea întrebați. Cum ziceai că te cheamă? Da, cum te cheamă? Cum te cheamă? Treaba mea, ascult. Nu mai știu cum o cheamă. Bun.